pentru prima dată în Tulcea sărbătoarea Berii la Tulcea, prima ediție pe care ne-o dorim, o ediție plină de voie bună și de activități foarte relaxante pentru toți tulcenii. Noi îi așteptăm pentru prima dată cu o diversitate de branduri de bere, deci pentru prima dată în Tulcea avem La Draft Heineken, avem Silva Neagră, Silva Blondă, Ciuc, Neumarkt și Golden Brau. Dar berea rece, berea bună, merge alături de un regal gastronomic, cum de altfel am pregătit, și anume ne-am pregătit cu un stand profilat pe produse din pește. Produse din pește pentru că ele sunt foarte bine primite în toată țara, deci ne lăudăm cu un storceag ca la mama lui făcut. Deci acum trecem storceagul. Regina Ciorului Păscărescu se mai numește aici, în zona Dobrogei. Îi punem smântână cu ou. Mai lăsăm 2-3 minute să dăm un clocot, o oprim și ciorba e gata. Se servește cu mărar. Îi punem mărar față de borș, la care punem leuștean. Se crește cu zeamă de lămâie față de borșul clasic, care se crește cu borș. Și ca pește, aici am somon. Somn. Pentru că storceagul se face ori cu somn, ori cu pește din familia sturionilor. Cu alt pește nu vorbim de storceag. Vorbim de cu totul altceva. Gata, lasă la mine acum. Frumos. Foarte frumos. O să-i pun zeama de lămâie. Mărarul. Acum vin cu zeama de lămâie. Storceagul, cum se numește, specifică lipovenul ucrainien. Dar o ciorbă foarte gustoasă, pe care o promovez de vreo 7-8 ani de zile în toată România și începe să prindă. Începe să prindă pentru că o ciorbă foarte, cum am mai spus, foarte gustoasă. Și ce e gustos, merge la clienți. Da, am degustat, am mâncat foarte bun. Foarte bun. Domnul zice, luați, degustați să vedem dacă ne dați o notă sau... Nu, bun, foarte bun. Mai ales că n-am mai mâncat de ani buni, venim acasă și... Saramure, dar asta a fost foarte bună. Am avut parte. Ție ce ți-a plăcut? Fașin? Mi-a plăcut ciorbica. Pește. Îmi place ciorbica. Saramură de pește, hamsia, midi pane, și alte produse la fel de bune. Avem și preparatele la grătar, specifice bucătăriei tradiționale românești. Avem mititei, avem frigănelele, grătarele, scărița afumată de porc și gamă variată de cârnăciori. Dar să nu uităm și de sărmăluțele la ceaun, sărmăluțe care sunt însoțite de mămăliguță și de ardei iute. Ce pregătiți? Deci avem un buz cu brânză de burduf, scăriță, ciolan presat, mici, litii, aripioare picante, cartofi, amsi, ceafă de porc, cârnăcior de oaie. În cât timp poți să bei sau poate să bea cineva un metru de bere? Depinde cât de mult îi place berea rece. Da. Și voi aveți aici o grămadă de bere rece. Da. Cât poate dori cineva. Ia spune-ne puțin despre ce tipuri de bere aveți. Cu ce se pot delecta cei care vin aici la sărbătoarea berii? Inedit, pentru prima oară în Tulcea, avem Heineken, Silva, Blondă Neagră, Ciuc și Golden Brau. Bun. Și pe toate o poți lua la metru, așa, dacă vrei? Da. Pentru la 10 cumpărate aveți una gratis. A, deci aveți și promoție. Da. Până la ora 24. Ne găsesc aici, suntem cu voie bună să-i servim. Aveți mai multe tipuri de bere, îmi spuneai și de bere neagră și blondă. Care e cea mai apreciată? Ce vrea lumea de obicei? De obicei cea blondă. Da. De ce? Așa le place românilor? Da. Le plac blondele românilor. Avem produse tradiționale. Avem din piept de pui, din ceafă de porc, avem cârnăciorii de casă tradiționali, avem cârnăciori de porc proaspeți în mas de oaie foarte buni, care recomandăm. Avem aripioare, avem coastă de porc. Sunt produsele noastre tradiționale, vă așteptăm. Venind din zona Dâmbovița, din Târgoviște. Am pregătit un porumb copt și fiert, dar cer că merge mai bine cu o bere rece. Da. Da.
Foarte bun. Ce ați gustat? O chifteruță din pește. Sunt foarte bune. 7 sortimente, da. Primul sortiment, cacao. După aceea avem cacao cu vanilie, vanilie simplă. Avem vanilie cu topping de caise, avem vanilie cu topping de kiwi, vanilie cu topping de căpșuni și la pahar. La pahar se servesc toate ce se vede în imagine acolo. Care e cea mai apreciată? Ce cea vorbim? Mai apreciată și toată lumea ia combinată vanilie cu ciocolată. Cafea măcinată mai fin, spre cărămidă, o cafea proaspăt prăjită. De ce e mai bună cafea la nisip, că toată lumea întreabă? Bricul de cupru este un metal care transferă bine căldura, care face cafeaua să fiarbă mai încet pe toată suprafața ibricului. Nu mai este influența negativă a gazului, care așa emană în săracul, și fierbe mult mai încet, lăsând, făcând cafeaua să-și lase aroma mult mai bine. Tradiția acestei. Ea, de fapt, a fost descoperită de beduini, stând în deșert, au văzut că au pun ceva nisip, a început să fiarbă, iar a fost amplificată de turci cu spiritul lor comercial, au făcut-o cunoscută și au ridicat-o la rang de cafea foarte bună. După ce începe să fiarbă încet, luăm întâi caimacul, să facem poftă iubitorilor de cafea, pe care o lăsăm să fiarbă, dar să nu dea în fiert. Cafeaua la nisip nu trebuie, în general, cafeaua nu trebuie să dea în fiert. Să o savurați cu plăcere. It looks great. Yes, delicious. What did you choose? What did you choose? I choose banana and Nutella. First time in Tulcea? Yes. What do you think about it? It's very nice, but I'm here since 1 hour, so I can't say much more. Okay, we have a beer celebration actually this weekend. So you must know something about beer. Where are you from? I don't like beer at all, like no, but I'm from Munich, yes. Okay, how about the food? Have you seen the food? I've seen the food. It looks great, yes. Would you try it? Yes, this evening. Absolutely. Okay. Have fun, thank you. Thank you very much. Thank you. Pe seară, toată zona aceasta a falezei se transformă într-o uriașă scenă unde ați invitați mai mulți artiști. Pe cine vor vedea tulcenii în aceste zile? Tulcenii vor avea parte în aceste zile de un program artistic care are la bază câteva ore de program folcloric și capete de afiș astăzi Haiducii, mâine Schimbul 3 și duminică trupa Proconsul. Ce face bun!